Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Discuții în contradictoriu pe tema eutanasierii câinilor. Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău a decernat titlul de doctor honoris causa domnului academician Bogdan C. Simionescu. Ziua Greciei sărbătorită la Onești. Ample discuții în contradictoriu au fost purtate în plenul ultimei întruniri a legislativului local al municipiului Onești din 30 martie 2023. De altfel, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghin a explicat de ce a inițiat un proiect de hotărâre ce vizează eutanasierea câinilor fără stăpân din municipiu. Această plângere prealabilă nu are sensul la momentul ăsta. Săptămâna asta am avut discuții destul de avansate cu Red Dogs, o asociație din Germania. Urmează să semnăm un protocol între ei, eu ca reprezentant a primăriei DPP și asociația respectivă, care se angajează să ne ajute cu adopțiile de câini, astfel încât să nu se atingă numărul maxim de animale. Până la momentul ăsta n-a fost eutanasiat niciun câine, nici nu intenționăm să ajungem, mai ales că am găsit soluția cu sprijinul acestor oameni cu suflet mare, care au sterilizat aproape 500 de patrupede în perioada anterioară, 16-19 martie. Am convenit de comun acord să încheiem acest protocol, să ne susțină, să angajează, să ne ajute cu adopțiile. Mai mult, în perioada următoare vom propune, voi veni în fața dumneavoastră pentru o asociere pentru înființarea unui nou adăpost pe care noi vom pune la dispoziție un teren în acest parteneriat. Ei se vor ocupa de tot ce înseamnă construire și întreținerea adăpostului, astfel încât să nu ajungem la o eutanasiere. Păi și atunci de ce să nu fim de acord cu plângerea? Nu și are rost. Adică eu nu înțeleg de ce am făcut HCR-ul acesta. Deci pentru că dacă vom ajunge, suntem nevoiți să-l și eutanasiem, dar noi am găsit soluții față de dumneavoastră care doar aplaudați de pe margine și putea să veniți cu o propunere cu un ONG care se implice cu doi câini adoptați. V-aș ruga să fiți decent în exprimare. Sunt foarte decent și mi-asum cum vorbesc. Da. Vorbesc în fața oneștenilor și mi-asum orice cuvânt îl rostesc. Dar eu nu o să... Foarte decent. Da. Mulțumesc. Până să criticați și să stați pe margine, numai să criticați, puteți să găsiți și soluții. Noi, cred că vă cunoașteți atribuții. Noi, spre deosebire de dumneavoastră, am găsit soluții. Împreună cu... Sunteți plătiți să faceți treaba. Și dumneavoastră sunteți plătiți și doar aplaudați. Mulțumesc. Joi, 30 martie, în aula universității a avut loc ceremonia pentru decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității Vasile Alexandrii din Bacău, domnului academician Bogdan C. Simionescu, profesor universitar doctor inginer chimist la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, cercetător științific la Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni al Academiei Române. În cadrul ședinței de senat festiv, profesor universitar doctor inginer doctor honoris causa Valentin Nedef, președintele Senatului, a susținut laudatio. Realizările științifice ale profesorului și ale cercetătorului Bogdan C. Simionescu se concretizează în peste 400 de lucrări, dintre care peste 380 publicate în reviste, cărți și capitole în cărți din domeniile știința polimerilor, chimia multidisciplinară, știința materialelor și, nu în ultimul rând, în biochimie, biologie moleculară și chimie aplicată. Portofoliul științific include, de asemenea, peste 20 de proiecte granturi europene sau internaționale și peste 30 de proiecte naționale câștigate și coordonate. A susținut peste 250 de conferințe în Europa, SUA, Canada și Japonia, inclusiv la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, în cadrul unor manifestări științifice internaționale organizate de instituția băcăuană. În 2000 a fost ales membru corespondent al Academiei Române și în anul 2009 a devenit membru titular. În perioada august 2012-mai 2014 a fost președinte al filialei Iași a Academiei Române
femei, iar în intervalul aprilie 2022 a fost vicepreședinte al Academiei Române și președinte al școlii doctorale a Academiei Române. Discursul academicianului Bogdan C. Simionescu a fost intitulat Figuri emblematice din galeria membrilor Academiei Române, a evocat o serie de personalități marcante, membri ai Academiei Române, precum Petru Poni, primul președinte al Societății de Chimie din România și de două ori președinte al Academiei Române, Ioan Bianu, filolog, bibliolog și istoric literar, Ion Simionescu, geolog și biolog, Solomon Marcus, matematician și semiotician, Dan Berindei, istoric, Ioan Eugen Simion, critic și istoric literar și Răzvan Teodorescu, istoric al culturii și istoric de artă. Vasile Alexandrie a fost unul din cei 21 de membri fondatori ai Academiei Române. Dacă ne lipsește ceva, ne lipsește educația. Academia Română reprezintă cel mai înalt for și a avut 1700 de membri. Avem nevoie de modele pentru tineri să revalorificăm educația, a declarat academicianul Bogdan C. Simionescu. Ziua Greciei a fost sărbătorită la Onești. Joi 30 martie de la ora 12, comunitatea elenă din Onești a sărbătorit Ziua Greciei. La eveniment a fost prezent și președintele Uniunii Elene din România, deputat în Parlamentul României, profesor universitar dr. Dragoș Gabriel Zisopol. Mai multe detalii în minutele următoare. Un moment de sărbătoare pentru comunitatea elenă din Onești, pentru că iată sărbătorim cu toții, nu? În România, Ziua Greciei. Sigur, este o mare bucurie și pentru mine că mă aflu astăzi alături de membrii Uniunii Elene din România, filiala Onești. Vreau să le mulțumesc public gazelor noastre primitoare. Iată un colegiu de elită, este vorba de Gheorghe Asache și aici regăsim un nume grecesc și nu întâmplător suntem astăzi aici. Vreau să-i mulțumesc domnule președinte Chiriacopoulos, care este o sufletistă, un om cu suflet extraordinar, care a muncit de-a lungul anilor și își desfășoară activitățile în continuare în cadrul Uniunii Elene din România. Sunt cu mare bucurie prezent aici să sărbătorim încă o dată împreună, așa cum o facem în fiecare an, și Ziua Națională a Greciei. Vreau să vă spun că am început aceste evenimente la Iași în data de 27 februarie, când împreună cu președintele comunității, doamna Alexandrescu, am depus flori la trei erarhi, pentru că acolo, după cum bine știți, a început Revoluția Greacă pe pământ românesc. Am avut nenumărate zeci de astfel de evenimente în toată țara, de aceea acolo unde am reușit să fiu prezent, am fost prezent și astfel am continuat acest periplu, ajungând astăzi la Onești, și vreau să vă spun că pe 1 aprilie avem ultimele două evenimente organizate de comunitățile noastre din Galați și respectiv de la Craiova. Ca atare, o sumă frumoasă, spunem noi, de evenimente, comemorative unele dintre acestea, cum a fost cele de la Mănăstirea Secu, Sculeni sau, dacă vreți, Drăgășani. Mă refer aici și la tedeumurile ce s-au desfășurat în toate bisericile grecești din România. Am avut lansări de carte, chiar zilele acestea l-am avut la București, marți seara, pe domnul academician Bălățeanu Stoniș, care a invitat special și am lăsat o carte despre greci și despre Grecia. Am avut, iată, manifestări culturale, cum ar fi concertul de la Ateneul Român în București sau concertul pe care l-am avut la Ploiești, la Filarmonica noastră prahoveană. Exemplele sunt nenumărate. Am reușit să acoperim toate comunitățile teritoriale, indiferent că am fost personal sau au fost reprezentanții Uniunii Elene din România, chiar la nivel de vicepreședinți. Și foarte important pentru noi, am fost foarte bine reprezentat și onorat de prezența Ambasadei Republicii Elene, excelența sa doamna ambasador, doamna consul, corpul diplomatic integralitate, au făcut tot ceea ce a fost posibil ca să acoperim toate filiile din țară. Și iată, astăzi suntem la Onești. De altfel, sunteți un prieten al Oneștiului, pentru că nu este prima dată când veniți în această comunitate inimoasă. Sunt un prieten al Oneștiului, sunt un prieten al comunităților grecești și mai am ceva ce mă leagă. Eu sunt profesor universitar cu o vechime de peste 30 de ani într-o universitate de petrol și gaze, este vorba de Universitatea Ploieșteană. Am fost de nenumărate ori la Onești, la Moinești, și student fiind, nu numai într-o relație directă cu filiala noastră frumoasă din această zonă, ca atare mă leagă mult mai multe lucruri, dar cel mai important lucru pentru mine este această legătură fundamentală dintre poporul român și poporul grec. Evenimentele de la 1821, care, așa cum spuneam și anterior, își au rădăcina fundamentală pe pământul țărilor române, este unul dintre evenimentele care au pecetluit de-a lungul timpului o relație extraordinar de importanță sub semnul creștinului ortodoxiei dintre cele două popoare, poporul român și poporul grec. De aceea și astăzi ne aflăm la un eveniment care întrepătrunde această frumoasă filială a noastră din Onești, membrii acestei filiale, iată, cu un colegiu, cu o gazdă primitoare, pentru că majoritatea evenimentelor noastre au acest scop fundamental de a duce mai departe elementul cultural.
Am spus-o întotdeauna, oamenii valoroși sunt cei care, prin intermediul culturii, care este singurul element fundamental care poate cuceri fără să rănească, pot să-și păstreze pacea, identitatea, omenia, elementele fundamentale ale democrației, demnitatea, libertatea. După cum se vede că avem un război la granițe și mă refer aici la războiul din Ucraina, se vede foarte clar că este foarte, foarte greu să cucerești libertatea după ce ai pierdut-o. De aceea eu sunt prezent în toate filialele și vreau să le mulțumesc tuturor pentru această contribuție extraordinară și pentru toți cei care ne sprijină, pentru că sunt un om de cultură, sunt un om care de-a lungul timpului, de-a lungul vieții mele, nu vorbesc de un an sau doi, am pus în slujba Uniunii Elene din România și a relațiilor bilaterale dintre România și Grecia toată activitatea mea, care este o activitate de voluntariat în domeniul culturii, așa cum spuneam anterior, pentru că, subliniez, este elementul fundamental prin care noi păstrăm și putem păstra ceea ce ne-am propus de-a lungul timpului. Ca atare, și astăzi aducem un pios omagiu eroilor noștri căzuți în luptele de la 1821, pentru că până la urmă, după 9 ani de zile, Grecia, pe care noi o cunoaștem frumoasă și demnă cum este astăzi, dacă vreți izvorul civilizației europene, s-a creat și datorită existenței unor oameni minunați care au luptat și pe aceste pământuri pentru libertatea noastră, care s-a extins apoi în tot Balcanii, fiind un exemplu elocvent. Cu câțiva ani în urmă, foarte mulți, 30-40 de ani, un mare om de cultură, un iluminist, Rigas Feroz Velestinis, punea bazele ideologice ale acestei revoluții. Iată ce importanți sunt oamenii de cultură. Oamenii care, de fapt, fundamentează ideile pe baza cărora noi putem fi demni astăzi. Și un mesaj pentru grecii din județul Bacău, pentru că așa în încheiere închem cu ei, ca să zicem. Am început cu grecii din Bacău, continuăm cu grecii din Bacău și vom încheia cu toți ceilalți. Vreau să-i îmbrățișez cu mare drag, să-i felicit pentru activitățile pe care le desfășoară în cadrul Uniunii Elene din România, să le urez la mulți ani, așa cum am făcut-o de fiecare dată de-a lungul acestei luni, de când ne desfășurăm activitățile dedicate zilei noastre naționale, 25 martie 1821, să le urez copiilor care ne vor reprezenta la Olimpiada Națională de Limba Neogreacă, să le urez succes, pentru că noi avem foarte multe activități în continuare, și să rămânem împreună o mare și frumoasă familie, așa cum suntem, aducând valoarea adăugată deopotrivă Europei prin intermediul culturii României și a Greciei. La mulți ani! În deschiderea evenimentului, directorul adjunct al Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din Oneș, profesor Ioan Virgil Șorgot, a salutat prezența oficialităților la evenimentul dedicat Zilei Greciei. Am avut că suntem cu toți împreună. E un eveniment foarte important ca să, mă rog, numai acest eveniment, în general să sărbătorim, să avem în vedere că trebuie să fim toți așa o națiune unită, indiferent de etnie, și să ne respectăm unii pe alții. De aceea, tot timpul, colegiul Gheorghe Asachi a fost deschis în acest sens pentru astfel de evenimente. Știm foarte bine că am avut acum, nu știu, țin minte eu, acum câțiva ani, chiar o grupă de elevi care învățau limba greacă sau neogreacă. Greacă. Da? Greacă. Și chiar m-am bucurat că se făceau așa ceva și, mă rog, nu mai știu din ce cazul nu s-au mai continuat, nici nu mai știu din recensământul ăsta, chiar vorbim și cu domnul președinte, nici nu mai știm, chiar ar fi știut, am fi vrut să știm cam câți greci mai sunt, nu știu, în județul Bacău, în Onești, dacă mai sunt greci și așa mai departe. Chiar nu știm. Lucrurile sunt ceea ce se dau oficiale, aceste lucruri care se dau prin tot felul de statistici și aceste, ele nu sunt exacte. Da? Atunci când omul declară că este rom, să zicem, sau este grec, este rom și grec. Da? Mergem pe acest principiu. Din păcate, nu știu, poate domnul președinte știe mai multe despre cam cât, ce comunitate de greci mai avem noi în această zonă, pentru că ortodoxismul, știm foarte bine, tot timpul, da? Grecii sunt ortodoxi, da? Copilași, da? Nu spun la celorlalți, că știu. Iar noi suntem și ortodoxi, nu contează. Până la urmă creștini, că sunt catolici, că ortodoxi, până la urmă toți suntem creștini. Avem ce ne diferențiază, tradiții, obiceiuri, aceste vorbim de altceva. Dar eu n-am să vorbesc despre acest lucru, o să las cu domnul președinte. Doar atât vreau să vă urez bun venit. Și ne bucurăm că astfel de evenimente sunt marcate, iar Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi va fi tot timpul deschis pentru asemenea evenimente.
Cristina Chiriacopolo, președinta comunității elene din Onești, a mulțumit elevilor și profesorilor din sală prezenți la eveniment, dar și sponsorilor care s-au alăturat activității. De fapt, bine am venit pentru că și noi suntem invitați la acest colegiu și mulțumim frumos gazdelor că ne-au acceptat și ne acceptă, pentru că avem și alte activități aici împreună cu cei de la Colegiul Gheorghe Asachi. Le mulțumim frumos! Suntem astăzi aici adunați cu toții și vă mulțumesc frumos și dumneavoastră că ați venit cu ocazia Zilei Naționale a Greciei. 25 martie 1821, când a început Revoluția Elenă, spunem noi, dar pe pământ românesc. De aceea suntem astăzi aici. Avem o suită de manifestări începute de către Uniunea Elenă din România. Iar astăzi, noi, cei de la Onești, încercăm să serbăm și noi astăzi aici, la noi, în Onești. Arestat după ce a lovit și omorât doi câini. Atenție, urmează detalii cu puternic impact emoțional. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău au făcut cercetări în cazul unui bărbat de 43 de ani din comuna Băgăoană Orbeni, bănuit că ar fi lovit și omorât doi câini. Un bărbat de 43 de ani din comuna Orbeni a fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție fără drept. Acesta a fost reținut și ulterior a fost arestat la domiciliu. La data de 25 martie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Biroul pentru Protecția Animalelor, au fost sesizați cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție fără drept. Din cercetări s-a stabilit faptul că un bărbat de 43 de ani din comuna Orbeni, în timp ce se afla la domiciliul fratelui său, ar fi lovit două exemplare canine cu un obiect contundent, cauzându-le decesul. Pe 29 martie, în urma probatorului administrat, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au dispus reținerea bărbatului, acesta fiind introdus în arestul IPJ Bacău. Ulterior a fost prezentat instanței, care a dispus măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor atrag atenția tuturor deținătorilor de animale cu privire la faptul că la data de 16.05.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 484 din 16.05.2022, legea 138 pentru modificarea legii 205 privind protecția animalelor, fiind înăsprite pedepsele pentru infracțiunile prevăzute de această lege specială. Se arată în informarea de presă transmisă de IPJ Bacău. Percheziții la traficanții de hașiș. Trei percheziții domiciliare au avut loc joi dimineață, 30 martie, în municipiul Bacău, la suspecți de trafic de droguri de mare risc. Pe 30 martie, polițiștii brigăzii de combatere a criminalității organizate Bacău, împreună cu procurorii din cadrul DICOT, Serviciul Teritorial Bacău, au realizat trei percheziții domiciliare la persoane bănuite de distribuirea de droguri de risc, hașiș, către consumatorii din municipiul Bacău și din localitățile învecinate. Activitatea infracțională a bănuiților s-ar fi desfășurat și în zona unităților de învățământ, doi dintre aceștia fiind elevi în licee din municipiul Bacău. De asemenea, pe lângă persoanele bănuite, la sediul Direcției de Investigație infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Serviciul Teritorial Bacău, precum și la sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, mai multe persoane au fost conduse pentru audieri în calitate de martori, consumatori de droguri, multe dintre acestea tinere și foarte tinere, elevi în unitățile de învățământ din Bacău. Cercetările sunt continuate pentru probarea tuturor activităților infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate. Suportul de specialitate este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Bacău și grupării mobile de jandarm Bacău. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturi și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Se arată în informarea de presă a IPJ Bacău. Activitatea
bilanț a Asociației Pro Basarabia Bucovina și Ținutul Herțe, filiala Onești, chiar la împlinirea 105 ani de la unirea Basarabiei cu țara mamă. De remarcat este faptul că la eveniment au fost prezenți primari, dar și foști primari, care de-a lungul timpului au fost aproape de activitățile asociației, ba chiar au fost implicați activ ca și parteneri. Este vorba de Adriana Enache, primarul comunei Mănăstirea Cașin, Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Stațiune Târgocna, dar și de Ștefan Șilochi, fostul primar al orașului Târgocna, și Daniel Soroiu, fostul primar al comunei Cașin. Mai multe detalii în minutele următoare. M-ați surprins foarte tare, doamna director, o oferit mie cuvântul de deschidere și aș vrea să vă spun că astăzi este o zi sfântă pentru tot neamul românesc. Am să încep să vă spun o chestiune care nu este cunoscută. În general, istoria nu i-a dat voie să fie făcută public, chiar după 1918. Actul unirii este semnat de trei persoane. Ion Inculeț, președinte, Pantelimon Halipa, vicepreședinte, și Ion Muzdugan, secretar. E o întâmplare extrem de importantă, care totuși trebuie spusă, a fost că Moscova a trimis cu trei zile înainte la Chișinău pe Ion Inculeț, îmbrăcat în salopetă muncitorească, pentru a-i determina pe politicieni, pe cei de la Republica Moldovenească Democratică, cum se numea atunci, să împiedice această, și independentă, categoric, să împiedice acest act. Cu o zi înainte de unire, Ion Inculeț ascultă glasul intelectualilor imenși, precum cei doi, Pannalipa și Buzdugan, și toți ceilalți care au fost, pentru că atunci politicienii foarte mari erau și extraordinar de mari intelectuali. Așa este și așa era și normal, și vremurile erau. Și acceptă să fie președintele sfatului țării și s-a realizat unirea în felul acesta. Cel care a fost trimis să împiedice acest act de omul Moscovei a devenit până la urmă un patriot român cunoscut de noi toți. Dar pentru ca să nu vă țin, aș vrea să dau, pentru că după aceea nu voi putea vorbi, aici avem o mare artistă a teatrului românesc și nu vreau să spun versuri după domnia sa. Am să vă spun și eu câteva versuri legate de ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că e sărbătoare și ele fac parte dintr-o carte, avea Discurs pentru memoria Prutului, pe care am publicat-o, cum să vă spun, și fizic, în aula, sala azurie a Academiei de Științe a Basarabiei. Doamne, cum ai făcut să mă duci lângă Prut, să aud vuietul neamului de la început. Doamne, întru toate, Prutul este o realitate. Ce mult aș fi vrut să nu existe Prut. Fă cumva să ne lași Alexandrii la Iași. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 1 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat. Sunt posibile chiar averse de ploaie spre după amiază. Mercurul în termometre urcă până la valori de 16 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Duminică, 2 aprilie, cerul va fi parțial înnorat. Sunt șanse mari de ploaie. Mercurul în termometre ajunge la valori de 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Luni 3 aprilie, vremea se mai răcește, cerul va fi înnorat.
înflăurat, cu șanse mari de ploaie. Mercurul în termometre urcă până la valori de 9 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de minus 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.